Deși CSM Satu Mare a început în forță și a câștigat primul set cu 18-13, formația târgovișteană nu le-a lăsat pe fetele lui Petru Elmeș să viseze foarte multe la victorie. Din sfertul al doilea, târgoviștencele au început să joace singure fără a mai fi incomodate de adversară, a cărei prestație a fost destul de modestă până la fleierul de final, cu 27-14, 28-10 și 22-13 și-a conturat CSM Târgoviște reușita. Da, am început destul de relaxat meciul și nu e bine. E drept că am și folosit perioada asta de 10 zile să facem pregătire fizică, o mulțime, au avut picioarele grele și mă bucur că totuși repriza a doua au jucat ceva mai bine. Bine, și pe fondul jocului mai slab al adversarului, dar cred că și forța de apărare a noastră mai bună. Că vom câștiga meciul, nu știam diferența sau nici nu mă interesează de obicei diferența, mă interesează ca jocul nostru să fie bun. Și nu mi-a plăcut ce am văzut prima repriză. După aia a mers mai bine. Rezultatul nu a fost deloc o surpriză pentru oficialii din Maramureș, care au declarat că nu au șanse să bată la Târgoviște. În plus, antrenorul Petru Elmeș a pus miză pe meciul de vineri de la ora 18 de la Galați, acolo unde speră într-o victorie și unde îl va întâlni pe antrenorul echipei naționale de basket feminin a României, Florin Nini. În plus, mai avem o problemă că noi avem vineri un meci foarte important la Galați în configurația clasamentului pentru noi. Noi avem campionatul nostru, ca să spun așa, pentru locurile 5-8. Ca să intrăm în play-off și atunci, având două meciuri în două zile, evident, trebuia să fim atenți un pic și să ținem jucătoarele proaspete, să ne le obosim, dar în orice situație este o diferență reală. Fericit echipa din Târgoviște și le doresc mult, mult succes în continuare. Rezultatele bifate până acum de CSM Târgoviște sunt promițătoare, păstrând-o în graficul obiectivului trasat. Da, suntem în grafic, sper să reușim să câștigăm toate meciurile de acasă și să vedem la Sfântul Gheorghe.